Apa cea de toate zilele și mult dorită la Basarabeasca. Pe lângă o sumedenie de probleme cotidiene, supărarea cea mare a orășenilor este accesul limitat la apă. În vederea soluționării acestei probleme stringente, echipa de la Radio Europa Liberă a venit cu unele recomandări. Discuțiile au început la un cort instalat lângă primărie. Noi mergem în fiecare localitate din Republica Moldova și vrem să discutăm, să mediatizăm problemele acestor localități. Noi nu suntem zei, suntem pur și simplu jurnaliști, dar vrem să încercăm cumva să sensibilizăm și autoritățile centrale care să pună umărul la rezolvarea acestor probleme. Chiar de la început, oamenii au manifestat curiozitate și dorință imensă de comunicare. Eu socot că Europa Liberă e tare bună program și e soluționează că pentru oameni și pentru cetățeni. După o zi plină de întâlniri și discuții, în incinta primăriei a fost organizată o dezbatere deschisă, în care au fost abordate problemele asigurării cu apă și canalizare, precum și modalitățile concrete de soluționare. Pe lângă ajustarea tarifelor și a lucrărilor de proiectare, s-a discutat despre rolul major al întregii comunități, care trebuie să se implice personal în realizarea diferitor acțiuni. Nu există proiecte care să fie finanțate 100%. Domnule Șalaru, cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestei probleme? Trebuie să înțelegeți, chiar dacă la Basarabeasca vor fi comasate cele trei întreprinderi, la fel ca la Cimișlia, și va exista doar o întreprindere, va fi necesar să faceți și economii. Este și datoria de 4 milioane de lei. Motivul este că tarifele n-au fost actualizate de mai mulți ani. Situația este dificilă, cu 40% a fost majorat prețul la energia electrică, iar ca urmare, dacă întreprinderea acumula 60-65 de mii de lei pe lună pentru achitarea energiei electrice, atunci astăzi va fi necesar de 85 de mii. Iar la Basarabeasca este puțină lume, nu-i real nici contoare să fie instalate pe străzi. Se pare că discuțiile au fost eficiente. În cadrul acestora a fost manifestat interesul comun de colaborare și de a găsi soluții concrete pentru ca oamenii să fie asigurați cu apă. Sper că vor mediatiza întâlnirea noastră, iar autoritățile centrale vor auzi de problema noastră în legătură cu apeductul și canalizarea și ne vor ajuta să o soluționăm prin susținerea proiectului pe care îl avem. Cred că aceste întruniri organizate de Radio Europa Liberă sunt un bun început, însă rezultatul îl vom vedea după ce li se va încheia programul. După o zi întreagă de muncă, directorul biroului Radio Europa Liberă și-a făcut bilanțul vizitei sale în teritoriu. Eu am înțeles că oamenii sunt dornici de discuții. Nu există soluții ideale. Toate trebuie să fie cu un anumit sacrificiu. În cazul dat, fiind vorba despre refacerea apeductului, înseamnă cotizații. Oamenii trebuie să-și asume participarea și riscul de a renunța la alte lucruri în favoarea unor lucruri de primă necesitate. La final, invitații au primit în dar chipiuri, tricouri, dar și cărți. Așadar, nimic pentru noi fără noi este un principiu de bază al democrației, iar orice schimbare urmează să fie făcută doar prin implicarea sinceră și veritabilă a oamenilor.